România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi o să încercăm să stabilim dacă societatea noastră este corect așezată atunci când acordăm un anumit tip de privilegii și respect. Cine le dă și de ce le dă? Pentru că discuția de astăzi este despre, cum să spun, rostul lucrurilor care decurg din ce reușesc oamenii să realizeze în viața lor. Mai știți ieri când stăteam de vorbă și încercam să stabilim de ce merită să-ți dedici o viață sportului? Ce primești în schimbul durerii și al performanței? Răspunsul e simplu. Uneori primești bilete la cele mai bune sau în cele mai bune zone ale unui stadion pe toată durata vieții tale, sau nu le primești. La fel și dacă ești un cântăreț știut mai de toată planeta, un medaliat olimpic, un actor, criteriile sunt diverse, mecanismele de respect și recompensă îi cheamă pe toți acești oameni în fruntea societăților lor. E o poveste care se repetă și în România, evident. Nu este tot timpul cea mai dreaptă sau cea mai corectă, dar notorietatea, funcția și performanța îți dau și niște drepturi și niște privilegii. Orice ce s-a petrecut în ultimele ore ne arată o răsturnare a acestui mers al lucrurilor. Ne arată că poate fi și altfel și cu consecințe, desigur, dar ne și pune un pic la încercare. Povestea o știe toată lumea. La primul meci al Euro 2020 care a avut loc la București, foștii fotbaliștei naționale au fost invitați la tribuna a doua, nu la locul lor tradițional de la tribuna VIP. VIP în engleză de la Very Important Person, adică o tribună unde stau cei mai cunoscuți oameni ai momentului. La această tribună au stat câțiva politicieni importanți, printre primii în stat. Cu toții ar fi fost invitați și în trecut, dar poate în altă distribuție. Situația a stârnit iritare și zâmbete amare din partea lui Gică Popescu, Dorinel Munteanu sau Hagi, care au criticat acțiunea, deși prin declarații ponderate. Ei spun chiar că s-au simțit bine în mijlocul suporterilor și să ținem noi însă minte că nu este prima oară când se întâmplă asta. La tragerea la sorți pentru același eveniment, în 2019, Gică Hagi nu a fost invitat. În schimb, atunci și acum, la zona VIP, au ajuns angajații Federației de Fotbal. Să adăugăm aici că de-a lungul anilor au existat conflicte între, cum îi spune generația de aur, și actuala conducere a FRF. Pentru unul care a fost la stadion, pot să spun că organizarea a fost impecabilă. De la metrou până la gazon, totul a fost la milimetru. Așadar, ce s-a întâmplat acolo nu e o greșeală. Este un act deliberat și bine gândit. UEFA este cea care a dat biletele părții române și a știut și de invitați și de distribuție. Dar toate lucrurile acestea au fost făcute cu ajutorul părții române. Adică organizatorii au știut că politicienii vor sta la VIP și foștii fotbaliști la tribuna a doua. Situația este ciudată nu numai în materie de relaționare, ci și în materie de reprezentare. De obicei, țările, instituțiile implicate în diverse evenimente îi folosesc pe acești oameni cu notorietate ca ambasadori pentru rezolvarea unor interese sau unor situații. Știți, un mare sportiv aflat într-o funcție internațională discută mai ușor cu Hagi sau Popescu, care, mă rog, folosesc același limbaj și se și știu. Mai mult de atât, domnul Gică Popescu a fost și reprezentant al guvernului român în organizare. Deci cumva avea și o funcție. Mă rog. E ca și cum, așa ca o concluzie, ca și cum Simona Halep ar fi în peluză la un meci de tenis, nu că la tenis e bine în peluză, ar fi acolo la fileu, știi, unde stă toată lumea, sau Angela Gheorghiu ar prinde locuri pe strapontine la festivalul Lenescu, acolo sus, la Cucurigu, da? Dacă mai sunt strapontine acolo. Eu vă chem la dezbatere. Nu e o dezbatere despre sport. E o dezbatere despre recunoaștere, drepturi, respect și privilegii pe care societățile le acordă celor mai cunoscuți membri ai lor. 0372069599. Îl repet să ne sunați de peste tot din România. 0372069599. Ce părere aveți voi despre acest episod?
Este o greșeală majoră a organizatorilor sau e un lucru firesc? Până la urmă n-a fost nicio dramă. Ce înseamnă respectul pe care îl acorzi unor personalități naționale? Adică cum ne purtăm, domnule, cu oamenii ăștia pe care îi știe o planetă întreagă? Și respectul ăsta despre care vorbim aici trebuie însoțit de un anumit tip de privilegiu? Dacă da, care? 0372069599. Haideți să pornim România în direct. Adrian, salut! Salut, Cătălin! Sigur, discuția se poate extinde dincolo de sportiv și de personalitățile lumii culturale. Un medic mare, la fel, poate să pună problemă, la fel și un profesor. Nu poate să pună problemă. Deci, aici te contrazic pentru că eu n-am văzut în toată viața, nu că nu s-ar putea pune problema, ci pentru că nu-i cutuma societății, eu n-am văzut în viața mea un mare chirurg invitat la VIP la fotbal. Nu la fotbal, dar invitat la VIP la o manifestare culturală, spre exemplu, care asta cunoaște activitățului, în domeniul lui de activitate cel puțin, lucrurile astea se practică și sunt... Eu le-aș spune de la firești. Da, nu știu cine este acum cel mai renumit chirurg român, uite, cum ar fi la un congres de ăsta medical, să zicem că îl inviți pe un renumit chirurg și îl pui să stea așa cu studenții sau, mă rog, e un exemplu. Da, dar revenind la exemplu, la problema spusei tine, respectiv sportivi români sau oameni de cultură. Vă dați seama că, din opinia mea, totul pornește de la conflictul mocnit dintre reprezentanții federației și foștii membri ai generalului care și-au permis să candideze la conducerea ei. Și au pierdut că, astea au fost jocurile politice atunci între cluburi. Iar lucru, ca tot românul care nu se poate abține să nu-și dea rama pe față, a explodat inclusiv acum. Sunt convins că probabil o să iasă la iveală, că au fost invitați doar o parte dintre ei, sau eu nu cred că domnul Popescu nu a fost invitat la tribuna oficială sau n-a avut posibilitatea să fie la tribuna oficială, dar cu un număr limitat de invitații, probabil una, două, fiind că este rudă cu Gică Hagi și prieten bun și mai sunt și alți membri ai federației. Poate a fost invitat domnul Hagi și nu domnul Popescu. Mă gândesc. În fine, poate a fost invitat domnul Hagi și nu domnul Popescu. Acum, cum să zic? E foarte posibil. Oricum, se făcea o diferențiere între membrii marcanții ai generației de aur, lucru care nu se practică și dacă vă uitați în toate meciurile importante, la tribuna oficială sunt în primul rând mari fotbaliști sau fotbaliști reprezentativi ai cluburilor, ai țări respective și mai puțin cei din federația respectivă de fotbal, care la urmă ormii sunt plătiți să facă treaba pe care participă. Pentru că sunt absolut convins că salariile nu sunt mici la FRF, au avut sarcini în organizare și atunci de ce nu l-aș lua și pe portarul care a păzit FRF-ul, de ce nu l-aș lua și pe cel care a îngrijit iarba, că și la urmă urmi și el a muncit acolo. Înseamnă că e o lipsă de respect? Absolut. Fără doar și poate. Okay. O lipsă de respect față de valori. Eu aș spune o totală incultură care aduce la nerecunoașterea valorilor și a contestarea lor. Sigur, între Gică Popescu și Gică Hagi este o mică diferență care probabil va fi speculată de ei. Gică Hagi n-a avut niciodată probleme cu colegia, pe când Gică Popescu a avut o problemă care nici nu mai știu exact cum s-a rezolvat și care poate fi invocată. A stat în închisoare, îți mulțumesc tare mult, Adrian, dar aici lucrurile sunt de următoarea manieră. Guvernele României succesive l-au ales pe Gică Popescu să îl reprezinte în această chestiune de organizare. Deci nu cred că mai poate fi vorba de un bilet. Dar până la urmă, până unde merge respectul pe care îl acordă o societate? Sau cât este datoare societatea respectivă să zică, uite, vei sta aici tot timpul, vei fi invitat tot timpul, vei avea covor roșu tot timpul? Este posibil așa? Mihai, salut! Salut, Cătălin! Cu siguranță există probabil o limită, adică o limită, să zic așa, legat de privilegiile care ți se acordă
ca sportiv sau ca un nume într-un domeniu în care tu ai activat sau activezi și în care, să spun așa, ai demonstrat ceva țării din care provii și lumii întregi, să spun. Ai căpătat o notorietate din cauza performanțelor. Cred că aici, iarăși, cuvântul cheie, performanță. Asta e un aspect. Al doilea aspect este legat de privilegiile pe care și le acordă unii politicieni. În primul rând, nu aș fi permis, eu ca organizator, nu aș fi permis sub nicio formă accesul politicienilor în zona VIP. Deci ei ar fi ultimii oameni care ar trebui să beneficieze de niște privilegii în viața asta, făcând ceva pentru țara asta. Cu excepția președintelui țării, restul sunt pur și simplu niște funcționari, niște oameni normali, simpli, în primul rând, care ar trebui să dea dovadă de modestie și care ar trebui să fie un exemplu pentru ceilalți. Stai așa, stai un pic, ăsta merită dezvoltat. Adică de ce? Că acolo... Deci, în primul rând, că noi, adică dacă vorbim acum de România, noi nu avem o clasă politică, în primul rând că oamenii sunt aleși partidele. Cred că aici avem foarte puțini oameni din zona politică care pot să demonstreze ceva în plan personal, care au făcut ceva, deci tu și care sunt un exemplu de urmat pentru, nu știu, invitațiile copii, astea o generație tânără. Hai să nu mai zic invitații, că aici nu vorbim doar de fotbal. Privilegiile astea ar trebui date pe meritocrație. Aici avem o, cum să zic, conform cutumelor sociale. Categoric, nu există. Dar tu să știi că sunt rând, oameni care au alt set de valori față de tine. Adică sunt oameni care îl plac pe domnul Orban sau care o plac pe doamna Dragu. Știți cum este aici? Este exact ca într-o, nu știu, e ca și cum o formulă matematică sau un principiu fizic e același și în România și în Germania. Este legea gravitației e valabilă peste tot în lumea asta, nu ține doar de România sau de un set de valori. Am înțeles. Ține de o chestiune de bun simț, nu știu, adică și locurile acelea trebuiau să fie date către sportivi, asta clar, fără doar și poate. Iar politicienii ar trebui să coboare printre oameni. Adică cred că le lipsește foarte mult chestia asta. E ca și cum, zici tu, e ca și cum era girofarul pe vremuri. Ții minte că pe vremea lui Adrian Năstase toți miniștrii, dar cred că și mai târziu, aveau parte de un girofar, după aia niște licurici. Da. Și cred că și astăzi își mai pun unii. Băi, tribuna oficială este girofarul stadionului, înțelegi? Toată lumea îl vede, să uite acolo. Cine da, e trebuie, exact, acolo? Adică trebuie să fie acolo, printre oameni. Trebuie, nu știu, asta înseamnă să fii... Ăsta ar fi, de exemplu, un politician care ar arăta o urmă de, nu știu, de modestie, de bun simț, după, din punctul meu de vedere, deci, de normalitate, nu știu cum să spun. Dacă ar fi fost politician de adevărat, le-a venea domnul Barna și cu domnul Orban să puneau, dar nici la tribuna a doua. Și nu vorbesc de băi de mulțime, adică nu vorbesc de a coborâ în mulțime ca să capesc tu notorietate. Nu știu, e a coborâ în mulțime ca să lași loc. Bun. Acum să știi că e o chestiune firească, Mihai, și din rațiuni de securitate, și din rațiuni diplomatice. Să fim serioși, cum ai menționat, cine vrea să-i facă răul lui domnul Orban? Cine e domnul Orban? Nu știu cum să zic, sau domnul Barna. Înțeleg, de exemplu, înțeleg pe domnul Iohannis, adică înțeleg că domnul Iohannis, adică din punctul meu de vedere, ok, ar merita să stea acolo, e normal, să pază, protecție, dar restul, Tati, nu tribuna a doua, în peluză, nu știu cum să spun, la locurile alea cele mai ieftine, acolo ar trebui să stea. Să vină să stea cu băieții. Îți mulțumesc, exact. Mihai. E un punct de vedere. Trebuie să ne uităm și la el. Într-adevăr, însă, la un nivel de reprezentare, statele își trimit oamenii acolo și cred că și UEFA a găsit de cuvință să... Și nu știu care-i termenul. Să mulțumească și ăstora de a-au dat bani, de a-au rămas în urmă cu construcția asta... Da, dar au făcut organizarea asta bună în jurul stadionului. Ceva au făcut și ei. 0372069599. Vă întreb dacă așa a fost drept sau dacă așa e drept. Politicienii la VIP, foștii fotbaliștii naționalei, la tribuna a doua și până unde ar trebui să meargă acest tip de privilegii
acordate unor oameni a căror notorietate și, cum să zic, respect din partea nației sunt mai mari. Eduardo, salut! Bine ai venit la România! Bună ziua! Bună ziua! Eu nu prea mă știu cu fotbalul, dar m-a interesat foarte mult subiectul ăsta de privilegii, de respect față de artiști. Și treaba asta, incidentul ăsta cu fotbalul, dar într-adevăr e o reflexie asupra starea nației, cum ar veni. Că se vede, adică ei și-au ales oamenii care vor să fie acolo și întotdeauna în peluză se reflectă ce e cumva în spatele ușilor. Cine sunt cei care, nu știu, duc proiectul înainte. Asta și nu mă surprinde deloc să fie doar politicieni pe acolo, pentru că nu e doar acolo, e în mai multe locuri unde sunt privilegiați și își oferă ei. Ia să aud, adică la ce te gândești când spui multe locuri? Da, nu știu, mi se pare că, deci fotbalul fiind cel mai urmărit sport din România și cum ar fi și cea mai mare industrie a României, nu știu, pe sport, poate greșesc, dar acolo, nu știu, e un loc foarte bun unde să se vadă un aspect general al țării, pentru că mulți se uită la fotbal, mulți știu foarte multe idei despre fotbal, despre istoria lor, despre oamenii care au contribuit foarte mult. Și doar prin simplul fapt că politicienii pot să stea acolo și lumea o să vorbească doar despre asta, eu cred că nici nu o să fie oprit. Adică nu este niciun impediment ca să se întâmple încă o dată. Mi-a plăcut ce ai spus, că tribuna aceea ar trebui să fie o reprezentare a țării. Asta e foarte interesant. Fii atent. Este, întotdeauna. E întotdeauna. Backstage-ul întotdeauna reprezintă ce este în față. Spune-mi în felul următor, dacă ar fi venit Simona Halep la meciurile astea, unde i-ai fi dat loc? Nu știu. Hai de zi, nu te fă că nu știi, asumă-ți. Că uite și Burleanu când a făcut listele alea și a asumat ceva. Ce crezi, că nu știa că îi vine un scandal înapoi? Mă rog, dacă l-a făcut Burleanu, da, înțeleg. Că o fi întrebat, da, și el. Băi, unde e vorba de Simona Halep, eu cumva m-aș gândi că, ok, deci, este vorba despre sport, este vorba despre fotbal. O avem pe Simona Halep, care ne face mândri de multe ori în alte țări. Ok, ar merita să fie acolo, ori în tribună, dar oriunde. Deja prezența ei la meci ar însemna ceva bun. Și cred că și-ar putea alege și ea locul. Adică probabil are și ea posibilitatea, dacă neapărat vrea să ajungă acolo în tribună, probabil ar putea. Ce fain ar fi. Îmi place cum pui problema. Sigur că ar putea. Oamenii ăștia au un anumit tip de relație să-și aleagă locurile. Eduardo, da, mulțumesc. Spor la treabă îți doresc. Aș vrea să-l aud și pe Florin la România în direct. Alo? Salut, Florin. Te salut, Cătălin. Ce pot să zic? Este o radiografie perfectă a societății românești. Cum ne relaționăm noi cu politrucul? El trebuie să fie moți în față. E o problemă de valori. Stai. Nu, oprește-te un pic aici, că lucrurile sunt un pic diferite. Așa. De ce zici tu că politrucul apare în față? Și președintele Franței, de-ar fi fost la meci, cred că tot în față acolo stătea. Păi, președintele Franței, dar încă o dată, Hagi și-a câștigat valoarea, a muncit și-a câștigat. Politicienii, eu am o problemă cu Badna, că sunt un votant USR înfocat, el a câștigat pe o listă locului. Pe o listă, asta e problema. Doamne, are funcția. Acum, ce să facă și oamenii ăștia de la UEFA? Uite, rațional vorbind, UEFA a zis, băi, avem de invitat niște politicieni. A zis, domnul Burleanu, veniți încoace. Avem de invitat niște politicieni în România. Cine-s șefii la țara asta? Și uitați aici, știți, dar nu prea îi place Florin. Sună Florin la România și nu place de el. Ce facem? Îi mai chemăm? Nu. Păi, chemăm. Florin, îți spun ce va face Florin. Florin, după ce închide telefonul, își va suna deputatul de Gorj și voi... S-a întrerupt. Ce vei face? Îl sun pe deputat și îi zici ce? Pe deputatul USR și îi spun, nu-mi place chestia asta. Că s-a dus Barna la meci? Da, nu, că s-a dus acolo. A fost prezent. De ce? Stai un pic. Stai. Nici nu trebuia să meargă? Trebuia, dar nu trebuia la tribuna. Nu-mi place fățărnicia aia. Trebuie să fii tu primul. Tu ești ales pe listă. Am să înțeles. Faci treabă, nu să fii... Nu să-ți iei... să parchezi pe locul
pe locuri VIP, să fii primul, să fii bilete speciale. Nu sunt de acord. Nu pentru asta te-am ales. Te-am ales să faci treabă. Bravo, nene. Dar totuși, de așa, pentru echilibru, îți mai aduce aminte de domnul Tăriceanu când a oprit coloana, tu ești din Gorj, nu știi că aici, da, la București, domnul Tăriceanu a pus o coloană de asta pe avarii și a oprit pe Maghiero, acolo unul dintre cele mai aglomerate bulevarde de aici, să meargă la farmacie sau nu știu unde s-a dus. Cred că ții minte. Uite, evenimente. Mi-aduc aminte cu plăcere, că doar mai mi-aduc aminte de domnul Tăriceanu. Asta este chestia. Bun. Deci nu, mie mi se pare, gândește-te ca pe timpul lui Ceaușescu. Dacă scriei o lucrare în chimie, da, moți trebuia să ai cu autor și pe doamna doctor ce era și pe Ceaușesca. Și aici. Crezi că e o tara comunismului? Crezi că... Da. Îi da un avantaj politicianului că poate mă ajută. Asta este. Asta a gândit și UEFA. UEFA... Da. UEFA, da. Păi și o judeci pe UEFA, data viitoare mai are nevoie de niște zeci de milioane de euro să facă niște stadioane. Dar uite, ei, lui Barna și altora ca el, și meritul de a fi făcut, nu la timp, stadioanele astea pe care le-au făcut ei pe aici, prin București. Ar trebui să putem... Nu știu dacă e neapărat meritul lui, că e meritul societății. Bravo. Că noi l-am făcut, noi am plătit taxe, nu Barna a zidit, nu Barna a adus beton, nu Barna a proiectat. Să știi că data viitoare, când sun la emisiune și o să-l cerți pe politician că n-a făcut cu tare lucru, o să zic, nu el, domnule, societate. Asta e. Să știi că așa zic și te mai aștept. Dar, Florin, fii atent. Da. Ești? Dar de partea cealaltă, cum stau lucrurile? Adică oamenii sportivi în speța asta aveau dreptul să primească în partea cealaltă? Bineînțeles că aveau. Ei aveau tot dreptul. Nu știu pe nimeni, în afară de Hagi, eu sunt lipsă talent la fotbal. Hagi trebuia să fie acolo, primul. Trebuia să ne mândrim. Uite, noi am arătat lumii întregi. Uite, ăstea sunt valorile noastre. Veniți cu asta, ne mândrim. Noi cu cine? Cu Barna, cu Orban? Barna, încă o dată, de Orban nu pot să zic, n-am nici cu el. Eu cu Barna, că l-am votat. De asta. Nu, trebuie să ne mândrim cu Hagi. Dacă mă duc în Turcia sau în Egipt, o să zică toți, Hagi. Nu zice Barna. Corect. Florin, îți mulțumesc, foarte interesantă analogia ta, dar uite, într-un fel, să știți că FRF sau cine a făcut lista aia a dat o mare bucurie publicului român. Chiar mă uitam pe un Instastory făcut de Vlad Petreanu, sper că îl mai are pe Instagram, în care se filma el cu Hagi în spatele lui, că asta o sta la câteva rânduri distanță, și erau oameni care făceau fotografii cu Hagi. Pentru noi a fost o bucurie pentru oamenii care au intrat în stadionul respectiv, pentru că altfel mai greu te întâlnești cu el. Daniel, salutare, bine ai venit la România în direct. E drept sau privilegiu să te afli în tribuna respectivă? Eu cred că cel mai bun răspuns ar fi dacă ne-am fi uitat la sectorul austriac din tribuna oficială, sau la cel, hai să nu zicem, Macedonia de Nord, că nu sunt membri în Uniunea Europeană și nu sunt un reper în politică. Okay. Mă gândesc că poate că am putea afla exact cum a fost reprezentată Federația Austriacă pe partea de sector austriac la tribuna oficială. Probabil că nu au fost așa de mulți politicieni. Pe de altă parte, eu cred că era o ocazie în care ne puteam folosi de imaginea personalităților din România, lucru care probabil, cu siguranță, nu l-am făcut atât timp cât nu a fost prezent acolo adevăratele personalități din fotbal. Probabil că domnul Burleanu vrea să iasă în evidență ca fiind singura personalitate din fotbal și i-a și ieșit, cu siguranță. Chiar mă gândeam că dacă cumva a fost invitat Tony Polster, de exemplu, de la austrieci, în tribuna oficială, oare i-o fi dat domnul Barna autograf ca și domnul Ienei? Federația Austriacă de Fotbal a avut și ea invitațiile ei, cu siguranță. Acum nu știu cum au procedat austriecii pentru invitațiile alea. Acolo aș vrea să-ți închipui un pic că liniile sunt separate, adică FRF primește un număr de bilete pe care le cumpără și le dă mai departe unor oameni. De asemenea, sunt bilete pentru guvern, sunt bilete pentru autoritatea locală, sunt bilete pentru Federația Austriacă, adică UEFA când se uită la diverse lucruri. Nu știu dacă era de îndatorirea Federației Române de Fotbal să îl invite pe Tony Polster. Da? Cred că Nu, eu mă referam la Federația Austriacă, dacă era invitat Tony Polster și dacă domnul Varna i-o fi dat autograf. Bun. Deci zici că, pe drept cuvânt, sportivii ar fi trebuit să se afle acolo, da?
cu siguranță. Hai să facem un exercițiu. Daniel, facem un exercițiu? Vrei să ne jucăm un pic? O facem așa, o luăm o chestiune logică. Pe data de 7 iunie, Ilie Năstase, îl știi pe Ilie Năstase, nu? Da. Ilie Năstase a făcut și el ceva pentru România, adică e comparabil cu Hagi? E comparabil, nu? Nadia, Ilie Năstase, Hagi sunt comparabili. Domnul Năstase zice așa: Nadia Comăneci nu are o statuie, o are în America. Eu încerc de nu știu câte luni să mă apropii de primarul capitalei, căci mi-a făcut Ciprian Marica o statuie care mi este naș. Marica, nu statuia, da, mă rog, eu citesc de aici. Vreau să o pun și eu pe acolo pe unde trece lumea. Să o țin și eu, să mă uit în fiecare zi la ea și la trofeele mele. Da? Și vreau să le împărtășesc cu toată lumea. Dacă nu, pun lacăt și le închid. Uite, domnul Năstase vrea ca primăria capitalei, că bănuiesc aici bate, să-i facă, să-i amplaseze statuia pe stradă și să-i facă eventual și un mic muzeu. Are drept să fie așa, e drept să fie așa, să facă primăria capitalei, că tot am întrebat de privilegii. Până la urmă? Din punct de vedere sportiv are drept, din punct de vedere imagine, controversele pe care le-a tras, mai există niște semne de întrebare. Am înțeles. O statuie, din nefericire, are o viziune completă și nu doar partea sportivă. Aha, nu e doar un bilet, e mult mai mult, asta spui. Da. Da, e, să știi că și o prezență înseamnă tot o chestiune de imagine, adică imaginea aceea pe care o dai din tribuna oficială cu camere pe toată planeta are valoarea unei statui. Statuia e văzută zilnic de generații de bucureșteni, imaginile acelea sunt văzute deodată de milioane de oameni. Da, dar să nu uităm că tot în lumea sportului, Ilie Năstase la un moment dat a fost interzis parcă la Wimbledon pentru declarațiile rasiste. Au fost mai multe elemente care nu aș vrea să le ducem... N-am ales exemplul potrivit. N-am ales, da. Cu siguranță. Cu siguranță. Dar dacă Gică Hagi ar cere o statuie, el a și spus la un moment dat, acum 25 de ani, statuie trebuia să ne faceți. Gică Hagi ar fi îndreptățit la o statuie? Da, cu siguranță. De exemplu, eu sunt clujan, iar unul dintre cei mai importanți fotbaliști clujeni au o mică statuie în fața stadionului. Uh-huh. Și aici, la Dinamo, sunt statuie ale unor. Cu siguranță. Valori. Da. Îți mulțumesc pentru analiză. El e Daniel, de la Cluj. Eu astăzi v-am întrebat despre drepturi și privilegii și respectul pe care îl acordăm unor personalități din România. Până unde merge el și cum ar trebui să tratăm situațiile de acest gen? De ce facem discuția de astăzi? Pentru a învăța pentru viitor. Deja sunt două episoade când Gheorghe Hagi a fost exclus din fenomenul fotbalistic, nu din altă parte. Că dacă era o discuție legată de prezența lui Gheorghe Hagi la festivalul Enescu, sigur, noi tași, dule, să stea la lojă, să nu stea la lojă. Astea erau niște întrebări. Dar la fotbal e greu să-i spui cuiva. Poate și austriacul ăla care a venit acolo l-o fi întrebat la un moment dat pe cineva de la federație, zică, dom'le, da, aici domnii Hagi și Popescu nu mai sunt la dumneavoastră, da, nu, sunt în partea aia de teren. Daniel? Nu e Daniel, nu e Gheorghe, îmi cer scuze. Salut, Gheorghe! Te salut, Cătălin. Cătăline, eu zic că e o mare, mare greșeală că i-au pus la tribuna a doua. De ce? Nu trebuia să-i pună la tribuna a doua, trebuia să-i pună la peluză. Era foarte bine, dar și punea la peluză, așa se vedeau mult mai bine decât... Vedeau tactica, da. Dar hai, explic acum, asta a fost o ironie, nu? Sau nu ești foarte serios? Nu, dar zic că oamenii care au, nu vedeți că în România, și știți foarte bine lucrul ăsta și nu trebuie să vă mire, că în România se promovează mai mult non-valorile decât valorile. Păi da, și da, ei da, văd acolo. Ei oriunde ar fi ei, la tribuna a doua, la peluză, tot ei rămân. Deci n-au cum să-i schimbe. Nimeni. Nimeni nu poate schimbe. Ei rămân aceiași. Da, cu asta... Nu poate să-i schimbă nimeni. Păi și atunci înseamnă că nu e nicio dramă. Dacă a stat la a doua, cu atât mai bine. Adică... Foarte bine, că dragostea... se văd mai bine așa. N-ați să dai emisiunea asta astăzi. Cum? Și n-am vorbit de ei astăzi dacă nu-i puneau la tribuna a doua. Da, păi... Uite, știi... așa mai vorbim de ei. Da, știi care e situația? Ce a transformat în știre acest lucru? Este complet neobișnuit, că poate multă lume o să zică, dom'le, dar ce s-a întâmplat? Că poate discutăm așa ceva ce... Acum multora li se pare de mirare. Da, s-a întâmplat un lucru complet neobișnuit. Asta îi dă valoarea de știință.
știre și de informații. Pe mine nu mă miră lucrul acesta. Cum adică? Valorile rămân valori. Asta e adevărat. Oriunde ar fi, oriunde ar fi, valorile rămân valori. N-au da. Cum să ia tot ce a făcut pentru țara asta acești sportivi. Toți, fotbaliști, handbaliști. Ce au făcut pentru sportivii? Țara? Au făcut, au făcut un nume pentru România. Și nimeni nu le va lua acest lucru. N-au făcut un nume pentru ei prima dată? Adică nu așa începe? N-au jucat întâi pentru ei, după care pentru cluburile lor? Și... au jucat și pentru ei, dar mai mult au jucat pentru țara aceasta, că au scos-o... Serios? Să ne cunoască și dar, aha, crezi că în momentul în care pleci pe un astfel de drum, te gândești că eu o să vreau să joc pentru România sau o să joc întâi pentru... Da, da. Da, mulți își doresc lucrul acesta. Foarte mulți. Da, e o discuție de purtat asta cu țara. Îți mulțumesc tare mult, Gheorghe. A, cineva îmi scria de dimineață pe Facebook. Se vede și de la tribuna a doua foarte bine. Altceva decât să cerem favoruri și gratuități timp de 30 de ani pentru niște semi-performanțe, mai știm? Ha, da, pentru că se schimbă generațiile și multă lume n-a apucat să vadă ce au făcut oamenii ăștia. Știți că în România se iese în stradă rar, uneori de dragi și o singură dată de plăcere. Cam asta a fost performanța acestor doi domni la data respectivă. Silviu, salutare, ești la România în direct. Bună. Eu cred că privilegii nu e nevoie pe termen lung. Sunt niște oameni care au realizat un lucru extraordinar pentru România, dar faptul că au bilete și au urmărit meciul de fotbal, nu din tribuna oficială, sau de la VIP, nu e o tragedie. Cred că mai mult e un mic scandal de presă. Admirăm pe un boc care merge cu tramvaiul la servici, dar ni se pare aiurea să îl vedem pe Hagi nu la, de la ce, VIP. De ce și zici că e un scandal de presă? Okay. Fii atent, hai să-ți spun o chestie. Deci, da. Presa a văzut din seara de duminică această întâmplare. Numai da. Că discuțiile au început luni, de-abia după ce au apărut declarațiile împricinaților. Ce să facă presa dacă Gică Popescu zice așa, sincer, mă așteptam să primesc bilet în alt loc din stadion. Dar asta este viața. Da, eu cred că totuși cum declarația lui Gică Popescu a fost destul de echilibrată. Sigur. Și presa nu cred că trebuia să facă pedaleze pe subiectul ăsta. Deci mie mi se pare ok. Oamenii din tribună de unde au urmărit meciul s-au bucurat și i-au pus în valoare altfel. Au fost, de fapt, cine trebuia le-a acordat respectul necesar. Deci, uite, suporterii eu... și asta mi se pare cel mai important, Silviu, lucru din toată, eu nu sunt de acord, întâmplarea asta. Eu nu sunt de acord cu cuvântul umilință folosit în mai multe gazete, da? Adică acolo unde se spune că mari fotbaliști au fost umiliți. Nu mi se pare că a fost cineva umilit, dacă, mă rog, căutăm termen tare. Dar în același timp, vreau să te provoc la o astfel, și vă provoc pe voi la o astfel de dezbatere, pentru că astfel de evenimente ne pun să gândim mai departe. Cum ai proceda data viitoare? Complicat. Cred că era loc pentru toată lumea la VIP acolo, și pentru personalitățile politice și pentru jucătorii ăștia mari de fotbal care au lăsat o amprentă asupra Asta cred și eu. Sport. Asta cred, deci, și eu. Cred că o zonă de mijloc e ok. Ce s-a întâmplat acum nu e chiar exagerat, dar eventual e de luat aminte și să facem ceva mai bine data viitoare. Acesta este scopul, îți mulțumesc tare mult, acesta este scopul tuturor discuțiilor noastre. Să facem ceva mai bine și să ne înțelegem ceva mai bine. Și aș mai vrea să vă provoc la un lucru aici. Poate unii oameni s-au supărat în întâmplarea asta că nu li s-a arătat respect. Pentru că avea respect și a ți se arăta respect sunt două lucruri complet, nu complet diferite, dar sunt diferite.
Eu cred că Hagi se bucură de respect enorm în țara asta, mai ales atunci când lumea îi apreciază ideile și construcțiile. De data asta cineva însă nu i-a arătat respectul, despre care, sigur, poți să vorbești la infinit, dacă e cuvenit și până unde. E rândul lui Sergiu să vorbească la România în direct. Salut, Cătălin! Stând acum și ascultându-i pe ascultătorii tăi, mă gândeam, oare politicienii noștri care au stat acolo la VIP s-au întrebat, oare unde ori fi sportivii care totuși reprezintă ceva în fotbalul nostru? Bună observație. Că primul lucru s-au întrebat, oare ok, noi suntem aici, bun, dar cei care totuși au făcut ceva pentru sportul ăsta, că până la urmă ei fac cu totul altceva. Unde sunt? Unde sunt aia care chiar să facă fotbal acolo, care sunt despre ce-i vorba, nu știu, măcar așa de bun fi să fie cu noi, să ne explice, bă, uite-te, cam asta se întâmplă, cam... Adică, nu știu, mă întreb, ei acolo între ei s-au dus, ok, noi suntem, imaginează-ți, la VIP... Imaginează-ți următorul dialog în care, am vorbit mult de Dan Barna, hai să zicem noi, șeful DNA îl întreabă pe domnul Burleanu, că șeful DNA e mai nou la București. Întreabă, domnul Burleanu, dar unde sunt vedetele să... Poate facem și noi o fotografie, ceva. Exact. Și zice, poate, a, nu, exact, poate, știți, da, nu, poate sunt în partea aia. Acolo ca să se întâlnească tocmai cu niște vedete din fotbal. Și când au ajuns acolo s-au întâlnit ei, între ei, probabil care se văd, nu știu, și la Parlament, și la alte întâlniri. Senzaționale. Adică până la urmă nu... Dom'le, dar voiam și eu o fotografie pentru copil, voiam și eu aici în situație. Păi până la urmă poate nici lor nu le-au căzut bine că au ajuns acolo, că, dom'le, păi am venit și de fapt... Eu m-am întâlnit rotul ăla cu care mă întâlnesc și pe hol dimineața când mă duc să-mi beau cafeaua la Parlament sau pe unde mă mai duc eu. E un drept asta sau un privilegiu? Una. Așa, și a doua? A doua ar fi chestia că, zicea, nu știu, dacă am înțeles bine, că cei de la Federația Europeană sau cine au împărțit biletele, au zis, ok, aveți atâtea bilete, trebuie invitați, nu știu, politicieni, cine, cine a făcut lista respectivă, eu mă gândesc. Oare cei din Europa n-au procedat așa știind că la noi așa se face sau că la noi așa trebuie să vină cei, nu știu, politicieni sau... Adică mă gândesc că poate și ei de acolo au zis, mă, la români trebuie așa, că ei așa să obișnuie, nu știam, că ei nu interesează pe de cei care au o valoare, nu știu, un sport respectiv sau care ar trebui să fie. Ei să obișnuiesc că la ei trebuie să vină. Cred că peste tot politicieni și notabilități sunt invitate peste tot. Uită-te, de exemplu, finala Cupei Angliei începe cu o ceremonie cu prințul de Wales sau, mă rog, o chestiune de genul ăsta. Ok, da. Ok, bun. Îi chem, că acolo... n-ai cum. Ce să facem? Îi chem, ok. Probabil au și acolo, cum zicea un antivorbitor, nu știu, președintele României, probabil putea sau trebuia să fie acolo, că e tribuna oficială, sunt anumite, nu știu, protocoale, oricum. Dar să ajungi, nu știu, președintele, vicepremierul, Camera Deputaților, DNA-ul, adică să fim serioși acum. Dom'le, acum ca să fim foarte serioși, știi cum e? Părerea mea este că probabil au ajuns acolo în speranța că îi vor întâlni pe cei care meritau să fie acolo și nu s-a întâmplat. Așa este. Îți mulțumesc tare. Îți mulțumesc, dar astăzi să știi că s-a închis. Nu mai sunt locuri la tribuna asta de la România în direct, deși aici toată lumea o să capete un loc la un moment dat, fie că e la VIP, fie că e la peluză, și îmi place așa când reușim să fim o comunitate frumoasă ca pe unele stadioane. România ar fi avut de câștigat dacă acești oameni, sau mă rog, o parte dintre ei ar fi fost la tribuna oficială. Așa se întâmplă lucrurile firești în diverse societăți. Sigur că îi judecăm pe acești oameni cu tot bagajul lor de-a lungul întregilor vieți, dar sunt momente în care reprezentarea, mai ales pentru domeniul lor, trebuie făcută la cel mai înalt nivel. Cred că e o pagubă, e o lipsa noastră și data viitoare cine a judecat, cum a judecat, acolo ar trebui să gândească mai bine, pentru că această discuție umbrește ceea ce s-a făcut bine cu adevărat, și anume organizare impecabilă. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.